Hei, salutare! Eu vreau să rămân în continuare optimistă și merg pe ideea că sunteți cu toții bine, acasă, lângă familie și lângă cei dragi, că vă bucurați așa cum ne bucurăm și noi de soarele acesta minunat și de vremea aceasta superbă de afară, care ne îndeamnă cât mai mult să ieșim la aer, pe terasă, în grădină, să facem treburi pe lângă casă. Așa că mă gândesc că și voi faceți lucruri care vă împlinesc. Iar pentru cei care sunt nevoit să meargă încă la muncă, mă refer la cei din domeniul medical, poliție, pompieri, mediu, zona alimentară, transport. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru că nu știm ce ne-am face fără voi. Sunteți acolo pentru noi, oricând. Și vreau să vă mulțumesc. Da, despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre muncă, despre a munci, și de ce am. Da, exact, salut, Alina! Te pup! Ne vedem imediat. De ce am ales eu să lucrez de acasă? Simplu, am ales să lucrez de acasă pentru că am plecat de la ideea, nu am nimic de pierdut, chiar nu am nimic de pierdut, ci doar de câștigat, să câștigi o experiență nouă, oameni frumoși lângă tine, este minunat. M-am gândit să îmbin utilul cu plăcutul. Mi-am păstrat încă locul de muncă. Eu fiind asistent medical și lucrez într-un spital, unde mă duc, pot să spun, cu drag, dar într-un procent mai scăzut, ca atunci ca restul timpului să îl pot oferi băiețelului meu, soțului meu, familiei mele. Și clar, am ales varianta mai ușoară, plăcută, să zic, de a lucra de acasă. Ce înseamnă practic a lucra de acasă sau ce înseamnă pentru mine a lucra de acasă, înseamnă de ce am ales eu. Am spus în primul rând că n-am nimic de pierdut, iar un alt argument este comunitatea din care fac parte, oamenii de acolo, cu care îmi face plăcere să mă întâlnesc, să vorbesc, să povestim și să văd că rezonăm în foarte multe privințe. Și pentru că după nașterea băiețelului meu, a fost momentul acela când ai timp, parcă n-ai timp, că tot timpul ai ceva de făcut, dar parcă îți lipsește ceva. Prietenii, eu fiind o persoană foarte comunicativă, care îmi place să fiu înconjurată de foarte multe persoane și de oameni amuzanți și veseli, pot să spun că ușor, ușor mi-au lipsit în perioada de după naștere, pentru că, clar, prietenii noștri, avem o comunitate de prieteni foarte mare și aici, cu care ne întâlnim cu drag, dar, clar, eu fiind acasă cu băiețelul, ei fiecare mergând la muncă, parcă nu mai puteam să ne întâlnim atât de des, să rezonăm atât de mult. Și atunci m-am gândit să intru în comunitate cu persoane care
care au aceleași scopuri comune cu ale mele, și așa am întâlnit această comunitate care este formată, să zic, într-un procent de peste 50% de mămici, unde ne întâlnim, povestim și, clar, când avem pitici pe lângă noi și ei ne ajută, ne ajută să ne să mergem totdeauna mai departe și să ne urmărim scopurile, este minunat. Vă întreb și pe voi, v-ați dori să mergeți la locul de muncă cu plăcere, să aveți colegi cu care după ce se termină munca să simțiți să mergeți să beți o cafea, un suc, la o plimbare, să aveți foarte multe lucruri în comun. Da, eu personal trăiesc din plin aceste lucruri acum și vă invit și pe voi să vă găsiți, nu vine cuvântul, să vă găsiți rostul în viață și să faceți ceea ce vă place, pentru că practic aia vă face fericiți. Că degeaba avem un loc de muncă care nu ne place. Te duci și te trezești, oh, iar trebuie să mă duc la muncă, iar trebuie să fac. Da, deci de asta vă spun. Gândiți-vă, simțiți, în primul rând, ce vrea sufletul vostru și dacă și voi vreți să faceți parte din această comunitate frumoasă, vă aștept cu drag să povestim și să vedeți cât de frumos este și de captivant. Eu vă las, mă duc că mă așteaptă prietenii, mai am o întâlnire și aveți grijă de voi, vă pup, o zi frumoasă, pa, pa!